Invit acum cu respect să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Epistola 1 Corinteni, capitolul 3. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 10. 1 Corinteni, capitolul 3, începând cu versetul 10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Amin. Să ne reașezăm. Am citit acest cuvânt din Sfânta Scriptură cu gândul de a ne apropia de acest timp de învățătură, preocupați de o întrebare și de o frământare. Fiecare copil al lui Dumnezeu își dorește să slujească lui Dumnezeu cu credincioșie, să săvârșească fapte bune în numele Domnului nostru Hristos, și în ziua aceea de apoi, în ziua Domnului, în ziua revenirii Domnului, în ziua judecății, în ziua în care Dumnezeu va face dreptate și va cerceta și va evalua pe fiecare, să ne găsească vrednici să intrăm în împărăția lui Dumnezeu și să binevoiască, să ne răsplătească în conformitate cu bunăvoința sa, cu harul său, cu generozitatea sa. Fiecare copil al lui Dumnezeu își trăiește viața de credință cu această viziune. Va veni ziua, va veni ceasul, când vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală fiecare dintre noi de viața noastră, de umblarea noastră, de faptele pe care le-am săvârșit. Locul din Scriptură pe care l-am citit este un pasaj care conține în el aspecte ciudate, unele aparent contradictorii. Spre exemplu, dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Pe de altă parte, tot în pasajul acesta, găsim scris, versetul 13, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Ce dorește oare Scriptura Duhului Dumnezeu prin Apostolul Pavel să ne învețe în această dimineață prin acest cuvânt? Ne vom uita la acest pasaj biblic într-un mesaj pe care l-am intitulat La proba focului. Așa este și scris aici. Se va descoperi în foc. Focul va descoperi cum este lucrarea fiecăruia. De bună seamă că este vorba aici de o metaforă, este vorba de focul judecății din ziua de apoi. În ziua de apoi, în ziua judecății, se va pune în evidență adevărul, substanța alergării și a lucrării fiecăruia dintre noi, zi în care Dumnezeu ne va răsplăti pe fiecare după faptele noastre. La proba focului. Ca să înțelegem bine acest pasaj biblic, este necesar, înainte de toate, să observăm că viața de credință comportă două dimensiuni distincte. Ele sunt foarte importante amândouă, dar sunt distincte. Și aceste dimensiuni fac cumva cadru, contextul, în lumina căruia vom înțelege bine acest pasaj biblic. Prima dimensiune este reprezentată de relația noastră cu Dumnezeu. Relație care se consumă, se manifestă prin credință, prin rugăciune, e vorba de relația noastră cu Dumnezeu, de pocăință, de păcate, de întoarcere la Dumnezeu, de primire a Domnului Iisus Hristos în inimă,
Această dimensiune a vieții de credință răspunde la întrebarea cine suntem noi din punct de vedere spiritual și cui aparținem din punct de vedere spiritual. Această dimensiune se consumă în ziua în care ne întoarcem la Domnul, se săvârșește când ne întoarcem la Dumnezeu și rămâne validă prin credincioșia pe care o arătăm față de Dumnezeu zi după zi. Această dimensiune a vieții spirituale reprezintă iertarea păcatelor noastre, înfierea noastră în familia lui Dumnezeu, justificarea noastră prin credință, într-un cuvânt, mântuirea noastră. Subliniem aici relația personală cu Dumnezeu, însemnătatea harului lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Iertarea și justificarea care ne sunt date în har din partea lui Dumnezeu. Această dimensiune clarifică răspunsul la întrebarea ești copil al lui Dumnezeu sau nu? În funcție de atitudinea pe care o ai față de Domnul Iisus Hristos. Aparții lui sau nu? Ești mântuit sau nu? Mântuirea, după cum bine cunoaștem, ne este dată prin har, fără faptă, ca să nu se laude nimeni. Prima dimensiune a vieții spirituale se referă la acest aspect. Primirea mântuirii prin har în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A doua dimensiune este legată de lucrarea pe care o facem pentru Dumnezeu. Odată deveniți copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să săvârșim faptele credinței. Avem din partea lui Dumnezeu în față o misiune, o chemare. Am căpătat din partea lui niște daruri. Se așteaptă de la noi să trăim o viață creștină plină de pasiune și plină de râvnă pentru Dumnezeu. Cel care a primit iertarea păcatelor, cel care a fost chemat de Dumnezeu să fie copil al lui Dumnezeu, acum este chemat să slujească lui Dumnezeu, să facă fapte bune, să onoreze pe Dumnezeu, să-și arate dragostea față de Dumnezeu, iubindu-i pe semeni. Într-un cuvânt, în această a doua dimensiune este cuprinsă întreaga noastră activitate creștină, lucrare creștină, după ce ne-am întors la Dumnezeu. Sunt faptele credinței. Iată cele două dimensiuni, primirea credinței și a mântuirii în numele lui Iisus Hristos și apoi faptele credinței care urmează după ce am căpătat calitatea de copii al lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului în pasajul nostru ne vorbește mai mult despre această a doua dimensiune. Ce e de făcut după ce devii creștin? Și cum să te porți și cum să viețuiești și cum să îți înfăptuiești lucrarea în așa fel încât în ziua aceea a Domnului să fii învrednicit răsplată. Poți să te trudești fără să ai nicio răsplată. Poți să faci fapte bune, poți să alergi în dreapta și în stânga, poți să te ostenești în ogorul lui Dumnezeu și la urmă, când se va face socoteala, să n-ai nicio răsplată. Deși te-ai ostenit, deși ai făcut bine, deși ai dat dărnicie, ai ajutat oameni, ai vorbit frumos, ai vorbit despre Hristos, te-ai ostenit ca și ceilalți care au răsplată, dar totuși nu ai. Nu e totuna să faci bine. Ca să fie vrednic de răsplată, binele acela trebuie să fie făcut bine. Că binele, lucrarea creștină, o putem face într-un fel pe care, fel pe care Dumnezeu îl va da în ziua judecății pe față și care va arăta că în miezul lucrurilor, în substanța lucrurilor, ceva n-a fost plăcut lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului pe care l-am citit, despre asta ne învață și aici, ne atrage atenția. Și e bine să ne aducem aminte de aceste aspecte. Despre cele două dimensiuni ale vieții de credință, cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 8, versetul, capitolul 2, versetul 8, la versetul 4, la versetul 10 ne spune așa. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Prima dimensiune a vieții de credință. A doua, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, următorul verset, versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.
Observați, vă rog, cele două dimensiuni. Am fost mântuiți prin har, nu prin fapte, prin har, prin credință. Și acum, odată mântuiți prin har, prin credință, suntem chemați de Dumnezeu să umblăm în niște fapte bune pe care Hristos le-a pregătit pentru noi înainte de întemeierea lumii. A doua dimensiune. Biblia ne învață că în ziua de apoi a judecății, Dumnezeu va evalua lucrarea fiecăruia. Problema mântuirii s-a clarificat în momentul în care omul s-a întors la Hristos. L-a primit pe Iisus Hristos în inimă și a fost iertat, justificat, a fost născut din Dumnezeu, primit din partea lui Dumnezeu. În ziua judecății va fi evaluată lucrarea pe care o face în fiecare. Locul din Scriptură citit ne spune, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Dacă lucrarea lui se va pierde, că va fi arsă în foc, își va pierde răsplata, că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Mântuirea este din pricina lui Hristos. Răsplata este în lumina lucrării pe care am săvârșit-o pentru Dumnezeu. Ne ținând în seamă aceste două dimensiuni ale vieții de credință, cineva ar putea să vadă o aparentă contradicție, chiar o contradicție. Pe de o parte, în cuvântul lui Dumnezeu spune că oricine crede în Iisus Hristos nu vine la judecată. Nu e judecat, nu vine la judecată, ci din moarte trece la viață, oricine crede în Hristos. Și pe de altă parte, Apostolul Pavel spune, toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos, ca să dăm socoteală pentru binele sau răul pe care l-am făcut pe când trăiam în trup. Cum vom dezlega această aparentă contradicție? Mergem sau nu mergem la judecată? Răspunsul este valid în ambele texte. Doar că primul, cel care ne spune că cine crede în Iisus nu merge la judecată, se referă la problema mântuirii. Cine crede în Iisus este mântuit în momentul în care a crezut în Iisus. Partea a doua, cea legată de chemarea la judecată, ține de darea de seamă pentru lucrarea pe care am făcut-o după ce am fost mântuiți. Ce să facem oare și cum să ne purtăm oare ca în ziua aceea a judecății să fim vrednici de răsplată? Mergând în detalii, în pasajul nostru, Apostolul Pavel ne arată că nu orice fel de osteneală, nu orice fel de lucrare, nu orice fel de trudă creștină este vrednică în ziua de apoi a judecății de răsplătire. Pavel spune așa, dacă clădește cineva pe această temelie, versetul 12, să ne uităm la acest verset. Vă rog să observați o diversitate de slujire, de lucrare creștină. Avem aici o metaforă, metafora construirii unei case. Apostolul Pavel spune că el este cel care a pus fundația. Și această temelie, această fundație este Hristos. Iar acum noi, cei care ne-am întors la Dumnezeu și am intrat în biserica Domnului Hristos, care a fost arătat în mijlocul oamenilor prin lucrarea apostolilor, continuăm această lucrare, zidind pe temelia pusă. Apostolii au început și noi continuăm. Și acum ne hărnicim fiecare să ne aducem contribuția, zidind pe fundația așezată. Dacă clădește cineva, vă rog să observați, aur, argint, pietre scumpe. Ce vor reprezenta oare acestea? Lemn, fân, trestie. Da, acestea. Unii s-au grăbit spunând, aurul, argintul, pietrele scumpe reprezintă faptele bune, faptele de sfințenie, lucruri curate, plăcute lui Dumnezeu. Că doar de aia și rămân și vor fi răsplătite. Iar lemnul, fânul și trestia reprezintă slăbiciunea, greșelile, păcatele, neascultările, alunecările, călcările de legea lui Dumnezeu. Oare așa să fie? Nici de cum. În contextul acestui pasaj, atât argintul cât și lemnul, la fel fânul ca și aurul, pietrele scumpe precum trestia, sunt fapte bune. Nu păcate, fapte bune.
lucruri bune, lucrare creștină, muncă creștină. Trei argumente sprijină această afirmație. În primul rând, vă rog să observați că atât argintul cât și lemnul sunt ambele zidite pe aceeași temelie, și anume Hristos. Spuneți-mi, vă rog, cum am putea noi să zidim pe Hristos nelegiuirea? Cum am putea să așezăm pe această temelie? Oare ar accepta cineva să punem pe această temelie nelegiuirea? Nici de cum. Indiciul al doilea este contextul mai larg al Scripturii. Apostolul Pavel se adresează creștinilor care sunt chemați să facă lucrare creștină și pe ei îi învață cum să facă o lucrare creștină de calitate, vrednică de răsplată în fața lui Dumnezeu. Nu e un cuvânt adresat societății păgâne din Corint, ci este un cuvânt adresat bisericii creștine. Cel mai limpede și convingător argument este reprezentat de încheierea acestui pasaj, versetul 15. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Ce arde la proba focului? Lemnul, fânul și trestia. Aurul, argintul, pietrele scumpe nu pot fi distruse de foc. Dimpotrivă, focul le pune și mai bine în evidență valoarea. Dar lemnul, fânul și trestia se duc. În ziua de apoi, puse în focul judecății, ele sunt distruse. Și acum uitați-vă, vă rog, ce se va întâmpla cu sufletul acela care a făcut această lucrare. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Răspundeți-mi, vă rog, dacă prin lemn, fân, trestie, apostolul Pavel se referă la păcate, cum vom explica această afirmație? Cel care a făcut păcate, în ziua de apoi a judecății, o să fie trecut prin foc, o să fie curățit, își va pierde răsplata, dar o să fie mântuit. Așa? Nici de cum. Ce altfel? Mântuirea este darul lui Dumnezeu făcut în numele lui Iisus Hristos. Toți aceia care au primit mântuirea au rupt-o cu nelegiuirea. Nu mai trăiesc în păcat. Răsplată avem nu pentru că nu trăim în păcat. Răsplată avem pentru că facem bine, nu că nu facem rău. Uite, unii oameni s-au oprit aici. Au decis să nu mai facă rău. Și stau pasivi. Viața creștină implică nu doar să te întorci la Hristos, să nu mai faci rău. Viața creștină înseamnă să faci bine. Răsplata este pentru ceea ce faci bine, dar acest bine trebuie făcut bine. Că poți să nu-l faci bine. Cât despre el, va fi mântuit. Va fi mântuit pentru că a crezut în Hristos. Va fi mântuit pentru că s-a separat de păcat prin Duhul lui Dumnezeu. Este copilul lui Dumnezeu. E mântuit prin har, prin credință. Nu prin fapte. Prin faptă e răsplata. Dar se pare că la proba focului nu stă în picioare. Că îi lipsește ceva. Oare care ar fi acel ceva care ar face diferența între aur și lemn? Și una și alta este faptă bună. Spre exemplu, o faptă bună este să ajuți pe săraci. Să muncești din banul tău, apoi să iei și să dai unui om necăjit. Să-l ajuți. Este o faptă bună. Să fii milos, să ai grijă de cei lipsiți, să faci milostenie. Milostenie este o faptă bună. Acum vă întreb, orice milostenie va fi răsplătită înaintea lui Dumnezeu? După învățătura de astăzi, răspunsul este nu. Și doar acea milostenie care e în categoria aurului, că dacă e la lemn, dispare. Și atunci, cum să facem ca ceea ce facem să fie în categoria aur, argint, pietre scumpe? Îngăduiți-mi ca răspuns la această întrebare 6 sau 7 particularități
ale lucrării creștine care va fi vrednică de răsplată în ziua de apoi a judecății. În primul rând, e vorba de temelie. Tot ceea ce facem trebuie să fie așezat pe fundația cea bună. Și aceasta este Hristos. Lucrarea fiecăruia este așezată, lucrarea creștină este așezată pe Hristos. Oameni buni, noi suntem capabili să facem fapte bune neașezându-le pe această fundație. Putem să săvârșim lucruri frumoase pentru oameni, pentru cei din jurul nostru, nedidicându-le pentru slava lui Hristos, neizvorâte din credința în Hristos, nefăcute în numele Domnului Hristos, ci din alte rațiuni, din alte convingeri. Nu orice bine va fi răsplătit de Hristos în ziua judecății, ci acel bine care este făcut în contextul legăturii tale cu Hristos. Iisus a zis că și un pahar de apă rece va fi răsplătit în condiția în care este, vreți să notați, dat în numele lui Iisus Hristos. Legătura ta cu El. Prin urmare, când faci bine, nu fă bine de dragul binelui, fă bine de dragul lui Iisus Hristos și o să fii răsplătit. Fă bine din pricina numelui Său. Pune binele acesta pe această fundație, pe credința ta în Iisus Hristos. Nu că ești un cum se cade, că ești. Nu că așa trebuie făcut, că trebuie făcut. Ce bine ar fi să fie, cât de mult să facă bine. Dar fă binele acela în numele lui Hristos și o să fie răsplată. Legătura cu Iisus Hristos este fundamentală. Nu degeaba Biblia spune, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Fundația, primul lucru. Apoi, motivația. De ce faci ce faci? Ce te animă? Care sunt acele gânduri ascunse care te pun la treabă, te mișcă și te fac să acționezi? În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus dă pe față o motivație falsă. Oamenii care fac milostenie ca să fie văzuți de oameni și apreciați de oameni. Când faci milostenie, a zis Domnul Iisus, nu suna din trâmbiță ca să vadă dreapta, stânga, să vadă oamenii, să prețuiască oamenii. Cu alte cuvinte, nu fă publicitate între oameni binelui pe care îl faci, ca nu cumva oamenii lăudându-te și tu căutând laudele lor să-ți iei prin asta răsplata. Este adevărat că nu întotdeauna putem face binele discret. Uneori binele este făcut public, toată lumea îl vede și trebuie să-l vadă. Dar în inima ta, tu să-l faci în ascuns. Motivația să fie dragul de Hristos, nu capitalul de imagine. Cine face bine pentru capital de imagine, nu o să aibă nicio răsplată la Dumnezeu. Cine face bine ca să fie apreciat de oameni, nu o să aibă nicio răsplată la Dumnezeu. Uite că nu faci rău, te cheltui, te sacrifici, dar cheltuiala aceea și sacrificiul acela ca să fie răsplătit, trebuie să în interiorul tău să clarifici motivațiile. Acolo să fie dragoste de Dumnezeu, dragoste de oameni, să fie modestie, să fie mulțumire față de Dumnezeu, să fie credință în Iisus Hristos. Nu orgoliu omenesc, mândrie omenească, ambiții omenești, imagine, populism. Astea descalifică slujirea, lucrarea creștină. În ziua judecății e posibil să vină oameni care vor avea cu ei în spate foarte multă osteneală. Trudă din greu. Frații mei, 100 de lei dați unui sărac din dragoste de Dumnezeu și milă de oameni, e tot 100 de lei și dacă e dată din mândrie, orgoliu și dorință de imagine. Nu mai ai. Ai dat-o.
Dacă e... Deci, fapta ai făcut. Banii nu-i mai ai. Omul i-a primit. El zice, Dumnezeu să fie lăudat. El nu știe ce ai tu în inimă. Răsplată vei avea dacă ai făcut din credința în Hristos și dacă ai făcut din dragoste de Dumnezeu și de oameni și în smerenie și cu lepădare de sine. Așa rămâne. Altfel, fân, lemn, trestie. Factorul 3 ține de problema ascultării. Din nou ne legăm, mergem în zona legăturii cu Hristos. Ascultare de Dumnezeu. La un moment dat putem să facem binele din alte rațiuni. Nu din frică de Dumnezeu și nu din ascultare de Dumnezeu, ci poate din ambiții și dintr-o agendă personală menită să construiască niște obiective personale. Binele nu se înrădăcinează în credincioșie față de Dumnezeu, în ascultare de Dumnezeu, în loialitate față de Dumnezeu, ci în altceva, într-o stare de răzvrătire, într-o stare de independență, de înălțare a propriului sine și nu de ascultare de Dumnezeu. Vă aduceți aminte de regele Saul, căruia i s-a reproșat că neascultarea e la fel de vinovată ca idolatria? Ce-a făcut până la urmă omul? Mă întreb, ce-a făcut Saul de a primit un așa reproș și mai mult, te leapă de Dumnezeu, a zis profetul Samuel, pentru că n-ai ascultat. Dar ce-a făcut omul? Te aștepta să fii dat în cap la cineva, să fii nenorocit, familii, să fii făcut, cine știe ce atrocități să primească așa judecată? Știi ce-a făcut? Un bine. Și care a fost binele? A făcut o rugăciune. N-a început războiul înainte să se roage. A pus acolo un altar pentru Dumnezeu, cum era în vechime, a pus o jertfă pe el, a adus lui Dumnezeu închinare și rugăciune și a zis, mergem cu Dumnezeu înainte. Deci a făcut bine. Bătălia nu s-a dat în domeniul răului a nelegiuirii, ci s-a dat în domeniul binelui. Creștinii s-au rupt de mult de domeniul răului. Acum lupta este în cel al binelui. Și aici trebuie să facem binele bine. Saul a fost respins pentru că binele lui n-a izvorât din ascultare și supunere de Dumnezeu, ci din niște porniri omenești care în final sunt numite răzvrătire. Știi că poți să faci lucrare creștină din răzvrătire? Din răzvrătire să te duci în misiune. Din răzvrătire să te duci să faci o biserică. Din răzvrătire să faci bine. Pentru că vrei să fii independent. De Dumnezeu independent. Porniri și porniri. Atenție și la problema ascultării. Amintiți-vă de Pavel, căruia Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit, spunându-i că trebuie să meargă, să ducă Evanghelia. A ajuns la un moment de răscruce și a luat decizia să se ducă în Asia. Ca noaptea, Duhul lui Dumnezeu să-i spune, nu, nu. Apoi a decis să meargă în Bitinia și a refăcut planurile de călătorie. Ca a doua oară, Duhul lui Dumnezeu să spună, nici în Bitinia. În noaptea a treia, Duhul lui Dumnezeu i-a spus, în Macedonia te vei duce. Vă întreb, dacă Pavel s-ar fi dus în Asia și nu ar fi ascultat de îndrumarea Duhului, Macedonia, s-ar fi dus în Asia, ce credeți că făcea apostolul Pavel în Asia? Eu sunt convins că făcea exact ce a făcut în Macedonia, predica Evanghelia. Dar nu acolo l-a vrut Domnul. Pe agenda lui Dumnezeu era Macedonia, nu Asia. În Asia mergea altul, nici Asia n-a fost lăsată în urmă, nici Bitinia n-a fost lăsată în urmă. Era ogorul altuia. Tu l-ai pe al tău. Ei, această neascultare te poate priva de răsplată. Să trudești într-un alt ogor decât acela în care a vrut Dumnezeu să fii. Problema ascultării. 4. Problema călăuzirii Duhului.
Lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea creștină, nu poate fi separată de Duhul lui Dumnezeu, care ne călăuzește în tot adevărul, ne îndrumă, ne vorbește, ne arată calea pe care trebuie să ne ducem. Este foarte important ca tot binele pe care să-l facem, să-l facem după ce ne-am rugat lui Dumnezeu și am cerut călăuzirea Duhului. Poți să faci bine din mintea ta. Ca așa te gândești că ar trebui. E posibil ca în mintea ta Duhul lui Dumnezeu să pună gânduri și să fie bine. Dar dacă niciodată nu-ți propui să acționezi în dependență de Dumnezeu, în urma îndrumării Duhului Sfânt, ci doar așa că ai o agendă, s-ar putea binele să fie lămpân și trestie. E foarte important să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Așa ne spune Scriptura. Toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. Sunt niște fapte pe care le-a pregătit Domnul nostru Hristos înainte de întemerea lumii și în care suntem chemați să umblăm. Următorul element ține de puterea prin care facem ce facem. Binele. Cu ce resurse? De unde ne luăm energia? Cu ce resurse? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că la baza lucrării creștine făcută cu vrednicie în ziua de răsplată, trebuie să se găsească împuternicirea Duhului lui Dumnezeu. Abilitățile noastre omenești vor fi supuse călăuzirii Duhului și împuternicirii Duhului. Un text din Scriptură care va clarifica această fină nuanță. Apostolul Pavel s-a dus cu Evanghelia în Corint și acolo a zis așa: învățătura și propovăduirea mea, 1 Corinteni 2:4, învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbele înduplecătoare ale înțelepciunii. Nu m-am bazat pe retorică, pe abilități. Dacă am avut abilități, și Pavel a avut, a înțeles că trebuie să le aducă în smerenie și să le subordoneze, să le pună la dispoziția lui Dumnezeu și peste el să cheme împuternicirea lui Dumnezeu. Poți să cânți foarte frumos, să ai un talent ca dintre cei mai străluciți cântăreți. Dacă nu știi să-ți supui abilitățile Duhului, să te așezi în ascultare de Dumnezeu, să pui pe temelia numită Hristos, talentul tău, să renunți la capacitatea ta de a te descurca singur și cu rugăciune să spui: Doamne, ajută-mă, pune în mine Duhul tău, pune peste mine ungerea Duhului tău, împuternicește-mă, fă din abilitatea asta a mea un dar al Duhului tău ca să rămână ceva frumos pentru slava ta. Și așa o să ai răsplată. Dacă zici: eu mă descurc, mă pricep, apoi le spun acolo o predică de... Nu? Când, cum a zis unul așa mai înfumurat, nu puteți vă asculta cât pot eu predica. Ei, asta e lucrare creștină, că din Biblie se citește. Și s-ar putea să se mântuiască oameni. Dar, exact cum a zis Pavel, sunt unii care îl propovăduiesc pe Hristos din duh de ceartă, din slavă de ceartă, din duh de partidă. Pavel se lamentează știind că până la urmă se face lucrare creștină, zicând: nu-mi pasă, bine că-i propovădui Hristos. Ca la întrebarea ce se va întâmpla cu truda acestor oameni, să ne răspundă în acest text: își vor pierde răsplata. Nu e tot una dacă vom fi sau nu răsplătiți în ziua de apoi a judecății. Deci problema îndrumării și împuternicirii Duhului. Și mai sunt două detalii. Problema proslăvirii lui Dumnezeu.
În cuvântul Domnului scrie așa: oriceea ce faceți, 1 Corinteni 10:31. Fie că mâncați, fie că beți, oriceea ce faceți, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Va fi răsplătit ceea ce facem pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. E foarte important acest detaliu. Și aș insista în încheiere asupra ultimului criteriu, și anume dragostea și bunăvoința. În cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 17, este scris un cuvânt foarte, foarte frumos. Să citim și 16. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc, vai de mine dacă nu o vestesc. Și-au zis cum continuă. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Vezi, poți să faci de silă, obligat, sub presiunea circumstanțelor. N-are cine pace, iară eu, iară tu, lasă mai meargă și altul, se poate și fără tine. Și de silă. O faci. Nimeni nu știe că ai făcut-o de silă, numai Dumnezeu. Și la răsplată, fân. Nimic. Pavel spune, dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. E foarte importantă bunăvoința. Inima deschisă. Inima aceea plină de bucurie, care de dragul lui Hristos slujește cu pasiune, cu foc. 1 Corinteni 16 cu 14 spune: tot ceea ce face să fie făcut cu dragoste, să izvorască din dragoste. Și aceasta va fi răsplată din partea lui Dumnezeu. Haideți să recapitulăm. Care sunt oare acele particularități care vor califica lucrarea noastră pentru a fi vrednică de răsplată în ziua de apoi a judecății? Temelia. Trebuie așezat totul pe credința în Iisus Hristos. Răsplată în ziua de apoi a judecății va primi acela care, mântuit în numele lui Iisus Hristos fiind, și-a dedicat întreaga lui slujire și lucrare Domnului Iisus Hristos. Motivația? Să avem grijă să ne ferim de mândrii omenești, ambiții și orgolii omenești și cu lepădare de sine, să dedicăm lucrarea noastră dragostei față de Dumnezeu și milei față de semeni. Problema ascultării, să nu faci binele din ambiție și din neascultare și din răzvrătire, că îl faci degeaba. Nu degeaba pentru cel căruia îl faci, că el se bucură, a primit 100 de lei. Dar tu n-ai nici aici 100 și nici răsplată sus. Că răzvrătire, neascultare și ambiție a tulburat universul vieții tale spirituale. Grijă la călăuzire. Roagă-te lui Dumnezeu să te îndrume. Nu ni s-a cerut să facem tot binele din lume, ci doar acel bine care se potrivește cu chemarea pe care o facem noi. Cu chemarea pe care o avem noi. Problema împuternicirii, să nu faci în lumina abilităților tale omenești, considerând că te descurci singur, că poți, că ai, că știi. S-ar putea ca Dumnezeu să te fi binecuvântat pământește. Și în materie de dărnicie să ai abilități. Pui mâna în buzunar și e de acolo 1000 de lei, nici nu se simte că e luat. Unde e dat, se simte. Și tu ai zis, pot, că-s priceput. Binele-i făcut, răsplata-i pierdută. Poți să faci altfel, de dragul Domnului Iisus. El mi-a dat, mă rog lui să mă îndrume. În privința aceasta este o nuanță foarte sensibilă. Eu am cunoscut oameni care aveau un asemenea dar al lui Dumnezeu de a ajuta și înainte să ajute se rugau intens. Și când l-am întrebat de ce te rogi așa, că doar e clar că trebuie să faci binele, el mi-a spus așa: nu sunt sigur. Că odată Dumnezeu mi-a vorbit când am făcut un bine, mi-a dat peste mână și a zis: nu da de mâncare celuia care se găsește sub mâna mea.
îl apăs, trebuie să se trezească. Îmi încurci lucrarea și planurile ajutându-l. Ia-ți mâna. Va veni vremea când îl vei ajuta. Acum nu. Uite, așa i-au vorbit. Și am zis, înțeles. Problema călăuzirii, împuternicirii. Bunăvoința este fundamentală, e foarte important să nu facem de silă, ci să facem de drag. Și totul pentru slava lui Iisus Hristos. Amin. Luați, vă rog, acest cuvânt de învățătură, această dimineață, și în tot binele pe care îl săvârșim, să fim cu pasiune pentru Dumnezeu și binele să-L facem bine. Când va veni ziua aceea de apoi, a judecății, vom sta mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin credință și apoi prin bunăvoința stăpânului nostru și generozitatea sa, vom fi răsplătiți pentru că am știut să facem binele bine, așa cum ne-a învățat Domnul nostru Hristos. Haideți să ne ridicăm acum. Să ne rugăm lui Dumnezeu să așeze în sufletele noastre aceste învățături și, pe de altă parte, să ne cercetăm pe noi înșine. Poate că în lumea motivațiilor noastre am ajuns să zicem, sunt vrednic să iau cina Domnului. Și s-ar putea să fie așa. Hânim și aici să ne gândim la aplicarea învățăturii de astăzi. Să nu iei cina pentru că n-ai făcut păcate. Să nu iei cina pentru că ai făcut fapte bune. Ia-o în această dimineață pentru că a murit Iisus Hristos pentru tine. Ia această cină nu pentru că ai reușit să biruiești răul, ci pentru că Dumnezeu a pus în tine putere să birui răul. Dacă te apasă cugetul că ai făcut ceva, roagă-te lui Dumnezeu să te ierte. Cina aceasta este despre meritele lui Iisus, nu despre meritele tale. În numele Lui, moartea Lui o vesti, meritele Lui le înălțăm, pe El îl glorificăm. Și cu credință să-L cinstim și în smerenie să acceptăm ca El să ne dea acea stare de har, starea credinței, în numele Domnului fiind socotiți drepți. Și El să ne binecuvânteze. Să ne rugăm cu toții.